conținut din România. Cele mai ascultate piese ale anului 2020 și cele mai iubite show-uri. O singură scenă. Într-un an în care am ajuns greu la oameni, greu însemnând, da, prin online, prin videoclipurile pe care le-am filmat și nici de cum prin concertele cu care eram eu obișnuită, înseamnă foarte mult. Înseamnă că oamenii sunt dornici să mă asculte din nou. Le mulțumesc din suflet că m-au votat. Premiul, da, l-am câștigat, iată dovada, să nu ziceți că mint, am câștigat Desk Collaboration 2020. Asta înseamnă că n-am stat degeaba, înseamnă că am muncit și s-a văzut că am muncit. Măcar datorită acestui premiu pot să nu fiu atât de supărată pe 2020. Mă bucur foarte mult și vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, au votat pentru noi și întregii echipe. E meritul tuturor. Mă bucur foarte tare că am câștigat Best Video. Sunt foarte mândră de asta. Foarte multă muncă, dar în primul rând o echipă minunată, pentru că eu împart premiul ăsta cu Bogdan și cu Alexandru, cei de la MGM care au făcut clipul ăsta și care l-au montat. Au pus tot sufletul. 30 de zile de montaj și efecte speciale. Practic îl iau ca pe un compliment, efectiv un compliment. Înseamnă că nu muncesc degeaba, înseamnă că oamenii apreciază munca mea și le mulțumesc. Înseamnă că trebuie să continui mai mult ceea ce fac. Dacă am câștigat, înseamnă că fac bine ceea ce fac și trebuie să fac și mai bine. Înseamnă foarte mult din simplu fapt că este prima dată când sunt nominalizată, prima dată la ceva, prima dată când câștig, prima dată când știu ce înseamnă susținere atât de mare din partea unei comunități și atunci înseamnă foarte mult. Este efectiv o zi pe care nu o să uit niciodată și efectiv le datorez totul unicornilor mei, comunității mele. Păi aici cred că ar putea să răspundă Gino, pentru că ei au câștigat The Career Achievement. Unul dintre ele. Sperăm să mai câștigăm încă trei. Și având în vedere că ei au mulți ani în spate, cred că ar fi cazul să ne spui tu câteva cuvinte, Gino, despre asta. L-am câștigat. Da, e un premiu pentru întreaga cariera. Un premiu chiar ne lipsește din parcules. Suntem bucuroși. Mă simt în al nouălea cer, este incredibil, este multă muncă în spate, motivații, devotament, trebuie să fii foarte organizat, trebuie să fii foarte dedicat, dacă nu te culci și nu te trezești cu chestia asta în cap, nu o să reușești și dacă îți place ceva cu adevărat, asta este secretul, să te gândești în continuu cum poți să dezvolți mult mai bine pe viitor. Am emoții, acum, adică încă cred că visez momentan, nu vine să cred că am primit premiul ăsta, este, mamă, abia aștept seara bunici, bunica, ia uite, ți-am zis. E primul meu premiu, adică primul meu premiu de genul ăsta și e foarte important pentru mine. Pentru că asta am dorit până la urmă, să excelez în fiecare zi, în fiecare moment și să aduc mai multe premii de-astea la mine acasă, la colecție. Pentru că mai am premii de când eram micuță și mergeam la concursuri pentru copii. Iar ăsta e primul meu premiu ca artist. Sunt foarte, foarte, foarte fericită. The Artist Awards. Cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.